Hai de tu pat. Dar tu nu mănânci deloc. Vrei foame la fetiță? Ia, hai, ia-te și la nas. Ei, dacă nu ți-e foame, e problema ta. Ce ar nu se face? Să te rămați astea aici? Ce-i mult acum? Ce-aș fi cum aici? Mamă, nu mușca din tabletă. Hei, hei! Lasă tableta în pace. Putem așa? Hai, joacă-ți acum cu ce vrei tu. E greu când ești bătrân. Iulian, Marius, Ionuț, Paula, Robocap. Bună seara, bună seara la toți. Fandacia, salutare. Sorin, Micșa, te salut. Marius Valentin, salutare. Paula, așa cum ți-am promis, vorbim despre dragoste, dar vreau să-mi dai detaliat despre ce dragoste vrei să vorbim, că na, sunt mai multe feluri de a iubi. Valentina, mă Pep, Ștefania, bună seara, bună seara la toți. Haideți cu share, dați share, vă rog, subscribe și share, să știe lumea că am intrat. Stați să dau drumul la... Hai, să ne vedem mai bine. Marius Marco, dragoste e din Dumnezeu, da. Întotdeauna am spus lucrul ăsta. Andrei, dacă ți-ar de pușcărie, du-te, tati, pe alte live-uri. Mai vorbim și alte lucruri mult mai interesante decât pușcărie. Văd că pe tine te interesează pușcărie, dacă te interesează așa mult pușcăria, du-te la cei șmecheri, poate acolo auzi ce vrei tu să auzi. Salut, Marius Marco, Cristian Ionuț, bună seara. Artemon, salutare, bună seara și ție. Haideți cu subscribe și share. Dați share acolo să știe lumea că am intrat. Fandacia, o seară frumoasă în continuare. O să intru și pe TikTok când îmi dă drumul la cont. Seara, mă scuzați de deranj, dar puteți să-l salutați pe prietenul meu. Salută-l, tati, tu, că-i prietenul tău. Mă, Pepa, așteptăm pe negativ, cum stau cu dragostea, cum stii, cum sta. Da, să se ducă cu Racuș în cameră, că-i povestește ăla. Îi spune la povești. Dosălustul Recuru. Ok, Fandacia, când vrei tu vii, nu problemă. Haideți cu share, cu subscribe, share, uite, share-uiți și voi. Era să zic distribuiți. E același lucru. Distribuire, share-uire, tot aia.
Deci, Paula, aștept de la tine să-mi spui ce fel de dragoste, la ce fel de dragoste te-ai referit. Către Cătălin, salutare. Tap, tap, da, tap, tap, da. Distribui și dați tap, tapuri. Paula, văd că nu mai scrie. Și am promis aseară că intru să vorbim despre dragoste, dar văd că nu mai scrie, nu. Valentina, sunt de mai multe feluri dragostea. Platonică, de la distanță, dragostea de animale, dragostea de natură, dragostea de Dumnezeu, care e cea mai mare. Iubire, dragoste, tot acolo e. Ai înțeles? Depinde în ce fel iubești. Da, am intrat pe... Da, am recuperat Andrei Marin, contul vechi de Facebook. De o iubire de-a mea am povestit. Despre dragostea de la distanță, să nu crezi niciodată în ea. Sunt persoane care probabil s-au cunoscut de la distanță prin intermediul acestor site-uri, TikTok, Facebook, și poate că a rezistat relația, dar în 90% din aceste relații s-au dus pe apa sâmbetei. Pentru că nu poți să te cunoști bine la telefon sau pe Facebook, pe TikTok, pe WhatsApp, chiar dacă vorbești la distanță, eu spun ce vreau să spun, ea spune ce vrea să spună, dar de fapt când ne întâlnim, realitatea este alta. Și nu prea ține. Măi, Marius Marco, hai să spun ceva. Nu poți compara o dragoste, o iubire de la distanță cu cea apropiată. Pentru că, îți dau un exemplu. Dacă tu ești în România și vrei să ai o relație cu una din altă țară, spun eu, ea îți spune ce vrea tu să auzi și tu îi spui ce vrea ea să audă. Dar, de fapt, în momentul în care vă întâlniți față în față, veți da peste realitate. Că, de fapt, și tu ai mințit, și ea a mințit. V-am spus, sunt 10% cazuri care să rămână împreună, dar nu pentru mult timp. Înțelegi? Știți cum e, trăiește omul o viață întreagă cu o femeie lângă el și tot nu se cunosc bine. Dar aminte în câteva luni sau un an, doi, cât interacționez cu ea prin telefon. Înțelegi că, na, Vane, bună seara. Da, există și dragostea de mama aia. Pentru mine, dragostea de Dumnezeu ar fi prima și dragostea de mama pe locul 2. Eu și după 31 de ani, de când mama mea a decedat, eu tot o iubesc. Și o am aici, cu mine. Da, bane, să știi. Exact. Visăm mult și știi cum e, trăiești cu speranța și mor cu puncte, puncte. Nu, relația dintre amant și amantă nu ține. Sta să iau sonorul la telefon, îmi cer scuze. Mereu uit eu, îmi cer scuze. Deci asta. Bun. Relația amant-amantă nu ține mult, niciodată. Până la urmă, unul din ei o dă în vileacă această dragoste, pentru că știți cum e, bărbatul îi promite femeii că o ia de nevastă sau femeia îi promite că îl ia de bărbat și vede că timpul trece, doar se
se întâlnesc atunci când vor să facă sex, că aia nu e dragoste, că amant și amantă, aia nu e dragoste, ăla e sex. Aia e plăcerea de a face ceva și așa, na. Da, pe asta spun Marius, e plăcere carnală. Bogdan, salutare! Și întotdeauna una din aceste persoane pune mai multă pasiune și suflet. Și atunci când vede că totul este o minciună și e vorba doar de sex ca să se satisfacă respectiva, se duce și îl dă în vileag sau o dă în vileag. Maria Reibold, bună seara! Haideți cu share, cu share. Dați și voi share, vă rog. Marius, de ce mă aud încet? Ia stai puțin. Nu, la mine e maxim. La mine e maxim. Da, Paula, respectul, încrederea și comunicarea le ai în momentul în care știi ceva despre persoana aia din trecutul ei. E o persoană care ai cunoscut-o. Nu poți să-i ceri la unul care îl cunoști pe aici, pe chat sau pe alte chaturi, respect. Harto, bună seara, Paula, ai văzut? Da, normal că sex poate să facă oricine. Înțelegi, da. Când e vorba de amant și amantă, doar la asta te rezumi, sex. Nu dragoste, nu pasiune, nu suflet, nu sentimente, absolut nimic, doar sex. Ia, uite, eu mă feresc cu băga mea. Mi-a intrat TikTok în cap. Sabin Julia, bună seara! Hai cu like pentru psiholog. Ca să dau niște apă. Ce vrei, tati? Ce vrei? Zi, ce vrei? Care brunetă Maria? Negativ să-ți dau eu bani. Îți dau, mă, dacă tu vrei să-ți dau, îți dau, nu e problemă. Dar să ți-ai de mâncare, nu pentru altceva. Haideți cu... Aștept de la voi, Florin Lăcătuș, salutare. Aștept de la voi opinii, întrebări despre această dragoste. Eu v-am spus, pentru mine prima dragoste este Dumnezeu, după aia dragostea de mamă. Am înțeles negativ. Dragostea în privința femeii în ziua de azi, acum nu spun că sunt toate la fel, Doamne ferește, sau bărbați. Dar dragostea în ziua de azi se rezumă doar la interes. Carduri, mașini, vile și așa mai departe. Nu cred, eu nu cred că mai există multă dragoste adevărată.
Poate pe la țară să mai existe persoane care să se iubească cu adevărat și să nu fie interesul la mijloc. Păi e cel mai plăcut sentiment, dacă știi să-l trăiești. Caludiu Alex. Bună seara, ai înțeles? M. Bună seara, M. A. A1M. Bună seara. Da, e. Știi cum e când găsești în ziua de astăzi acea dragoste sinceră, curată, fără interes, trebuie să ții de ea. Trebuie să ții de ea ca să nu o pierzi. Și să nu-i dai femeii sau bărbatului șansa de a cunoaște, de a prinde, mai bine spus, de a prinde gustul banului exagerat, gustul banului exagerat, că până la urmă toți avem gustul banului, dar să nu-l avem exagerat. Daniel, bună seara, Hangan, bună seara. Și doar strictul necesar, ce-i trebuie ei, ce-i trebuie lui. Dacă este dragoste adevărată, dacă e dragoste din interes, vă dați seama că aia nu ține sub nicio formă. Și la ce văd eu pe aceste site-uri de socializare, interesul e pe primul loc. Dragostea, deloc. Dragostea e ce este ceva unic, nu include card, nimic mai categoric, doar înțelegere, comunicare, tandrețe, pasiune, etc. Vane, mie îmi spune ceva numele tău. Da, Paula, eu am înțeles ce spui tu. Eu am spus că nu toate fetele sau toate femeile sau toți bărbații, băieți sau ce vreți voi, sunt la fel. Dar majoritatea din ei asta caută. Și asta e și din cauza sistemului, și din cauza acestui sistem în care trăim, din cauza conducerii, că nu ne dă șansa la o viață mai bună. Acum văd toată lumea vorbește, plec afară, că muncesc acolo, că e mai bine. Păi, pleci afară și muncești, da, vii cu banii și tot acestui sistem corupt îi dai. Rotaru Corina, e adevărat că ai fost la pușcărie cu omor? Nu, draga mea, nu, n-am fost cu omor la pușcărie. Găbița, bună seara! Bună seara, Găbița! Găbița, te sun după aceea separat să vorbim că acolo e un talmeș, balmeș, știi tu la ce mă refer. Ți-am spus eu că există o motivație. Și Rotaru Corina, eu nu am fost la pușcărie pentru omor, mi se spune că sunt criminal de frumos, de-aia am apărut și eu ca ciuperca după ploaie și na. Am avut succes la public și se spune că sunt criminal de frumos, nu că am făcut eu pușcărie. Paule, până la 30 de ani nu am găsit un bărbat serios. Păi nici n-ai să găsești, așa repede. Izabela, bună seara, Izabela Matei, bună seara. Diane, bună seara, Munteanu, salutare, ha, Corina, glumesc, Găbița, încă o dată spun bună seara. Deci, Găbița, poți să fii și tu cu niște idei, păreri despre dragoste. La distanță fizică, aproape de Dumnezeu, de animăluțe, de natură, de orice. Că dragostea e de mai multe feluri. Caludiu, 48 de ani am. Haideți cu share. Dați și voi share mai departe. Cineva îmi spunea să-i vorbesc despre dragoste, prima dragoste, experiența mea. Dacă am avut vreo experiență de dragoste, că am fost la facultate. Aș fi putut să am multe
relații la pușcărie, dar eu niciodată n-am avut încredere în acele femei de la pușcărie, pentru că, da, știu, Găbița, nu ai decât pentru animăluțe, știu, știu lucrul ăsta. Și pentru papucii care o să iei, o să te îndrăgostești de ei, să spun eu. Pentru că femeile care ajung la pușcărie își caută fraieri. Și spun fraieri pentru că încep cu scrisori, cu bilețele, că iubește, că... uite, o întrebare bună de la pirotehnistul. O să-ți dau răspuns și la întrebarea asta. Deci ele nu își caută decât fraieri, proști. Și ce credeți? Acești fraieri și proști sunt exact ăștia care se dau șmecheri la pușcărie, că au fost șmecheri, că au bătut, că au făcut, că au dres, că au distrus, că... Și așa mai departe. Ăștia sunt fraieri la pușcărie și vă spun de ce. O femeie, dacă vine la pușcărie, ea caută să-și aducă și altă sursă de venit, în afară de banii de acasă sau pachetul care a primit-o de acasă. Și atunci, prin faptul că își arată o țâță sau îi spune te iubesc, îi scrie în scrisoare, Doamne, te-a văzut prima oară, m-am îndrăgostit de tine, nu știu ce să fac, nu mă mai asomn noaptea. Aoleo, ce vise erotice am cu tine, ce ți-aș face, ce fai de capul meu, nici n-ai idee ce se întâmplă dacă piși pe mâna mea. Și șmecherul prost, că de fapt majoritatea șmecherilor la proșcărie sunt inculți, sunt analfabeți. Păi, trimite altă scrisoare. Și ce mi-ai face? Explică-mi. Spune-mi, curios el. Ah, păi te-aș pune, te-aș linge, te-aș pe tot corpul, te-aș lua-o, te-aș suge de tot, te-aș face. După aia să cobor tu pe gâtul meu, pe țâțe, așa, să mă lingi, să hai de capul meu și să mi-o bagi în toate găurile. Acum nu vă supărați pe mine că vă spun, dar așa sună scrisorile de dragoste la pușcărie. Și vă dați seama că pe ăla îl nenorocește. Doamne, ce mă iubește fata asta. Uitați-vă, citiți și voi să vedeți cât mă iubește fata asta. Dar culmea e că nu citește el scrisoarea. Că el e analfabet, e incult, citește pe litere. Pune pe altul, mai prost. Ia citește mă și mie în paravan sau undeva ascuns. Ia citește și mie ce a scris asta aici. Mamă, ce mă iubește asta. Doamne, îmi dau viața pentru ea, îmi dau sufletul. Aoleo, viața mea, că m-ai pus pe jar, că... Aoleo, nu știu ce să fac, cum facem să luăm și noi un vorbitor, să luăm și noi conjugal, începe el. Și atunci, fata că-i deșteaptă, draga mea, dragul meu, facem tot posibilul să luăm conjugal, să luăm, aoleo, ce mă fac, ce mă fac, uite, am sunat astăzi, am sunat-o pe mama, nu are bani să vină la mine, nu am mâncare, nu am și eu de telefon. A, nu se pune problemă, draga mea. Păi nu-ți dau eu. Păi cere de vorbitor să mergem la vorbitor să-ți aduc 3-4 genți. Găbița, la ce mesaj să-ți răspund? Vezi, sunt de copilul meu și un cățel care este cel care mă va răni. A, copilul te rănește, răspund eu. Găbița. Cățelul niciodată. Cățelul este docil. Haideți să vă spun eu un lucru. Ah, stați, stați. Nu! Ce ai luat o razna? Altceva n-ai găsit să te joci? Decât asta? Unde-i de asta? Mama, mătii. Hai să spun eu, Găbița, mai pe scurt.
Și la toți vă spun, nu numai lui Găbița. Dă-i la un om să mănânce toată viața. Toată viața să-i dai să mănânce. Și te uită într-o clipă. Dar dă-i la un cățel odată să mănânce. Și nu te uită toată viața. Să știi, stă lângă tine. Zice, lasă-mă, dacă mi-a dat odată, mai îmi dă peste o săptămână, mai îmi dă peste 3 săptămâni și tot îmi dă ceva să mănânc. Dar la un om îi dai toată viața și te uită în secunda 2. Sau îi dai un an de zile și nu i-ai dat în ziua de Paști, nu i-ai dat deloc. Să știți. Da, mai clar nu, da, nu ai cum să... Vane, dacă vrei cartea, mesaj pe WhatsApp și primești cartea. Raluca, bună seara. Da, asta am pomenit de aseară, eu mă țin de cuvânt. Aveți numărul meu de WhatsApp care dorește cartea și o primiți gratuit. Primul volum. Deci vă mai spun încă o dată, primul volum. Pentru că sunt persoane care au înțeles că am scos al doilea volum și mi-au scris și a trebuit să trimit de 2, 3, 4 ori cartea și îmi spuneau, păi stai că nu pe asta o așteptam, volumul 2. Am aici de la Pirotehnistru, îmi cer scuze, dar dacă nu mai am dinți, nu mai pot să pronunț bine, dar asta este. O întrebare foarte grea. Poți omorâ un om din dragoste? Pirotehnistul, am să spun într-un singur cuvânt. Da. Poți. Dar e mai bine să nu o faci. Eu sunt de părere că dacă am o nevastă și nu mai satisfac sau nu ne înțelegem și și-a găsit altul, și o prind, că poate nu-mi spune, o prind. Fata mea, să fii iubită, du-te în drumul tău, probabil e mai bun ca mine, probabil ai văzut altceva la el, probabil gândește mai bine ca mine, probabil are bani mai mulți ca mine, sau nu știu, ceva vede ea. Și răzvezi de viața ta decât să... ajungi să faci lucrul ăsta, pentru că vei suferi și tu și alții din cauza asta, pirotehnistul. Anca Nicoleta, bună seara! Păi, e grea, dar nu pentru mine. Carmen Mihoc, bună seara! Bogdan, și care este numărul? Uite, numărul aici îl găsești. Vi l-a pus Găbița la dispoziție. De ce Maria mi-a luat Dumnezeu mințile? Explică. Argumentează. Dar și asta e situația, Găbița. Chiar dacă ne deranjează sau te deranjează pe tine sau pe alții, între un copil și un câine, copilul te va trăda primul, trăda. Nu vă gândiți la trădarea aia care o fac anumiți prieteni, dar câinele nu. A, la aia care vrea să plece. Nu, de ce să-mi ia mințile? Vrea să plece, e problema ei și cu asta basta. Și tu, Maria, dacă ai venit să jignești, atunci ce să mai zic? E cea mai bună metodă. Păi da, asta e cea mai bună metodă. Nu vă mai înțelegeți că ai prins-o cu altul în pat sau că l-ai prins pe el, că eu acum vorbesc și de o parte și de alta. Sunt echidistan, nu țin cu bărbații că sunt bărbați, sau să țin cu femeile că sunt ele femei. Nu. Poți să o prins pe el cu alta sau poți să prinzi pe ea cu altul. Cea mai bună e despărțirea, liniște, nu cu gelozie, nici măcar să nu te mai... Cum să spun eu? Știți ce se întâmplă? Hai să vă spun un lucru.
Eu am întâlnit lucrul ăsta la pușcărie. Mulți erau în stare să-și bage mâna în foc că da, găbiță, să știi, sunt ceva pur și ceva divin, care eu cred că nu știu să păcătuiască. Ochii care nu se pot se uită, da, Raluca, crede în lucrul ăsta, cred că se uită niciodată dacă iubești cu adevărat. Ba nu, să știi, și dacă nu-i mai vezi, se uită. Indiferent cât de mare e iubirea față de acea persoană, în timp îi uiți. Cauți o altă persoană ca prin ea să uiți lucrurile astea, să știi. Hai să spun ceva. Deci, am întâlnit persoane în pușcărie care își băgau mâna în foc că nevestele nu o să înșele. Nu o să plece, nu o să-i pă... îi așteaptă toată pedeapsa, indiferent ce pedeapsă care aveau, pedeapsa care o aveau. Bine, nu vorbesc de un an, doi, trei, vorbesc de 10, 15, 20 de ani. La un moment dat îi vedeam dezamăgiți, supărați, plângând și întrebam ce s-a întâmplat. S-a dus și a găsit altul. Și atunci începeau întrebările lui, curiozitatea lui ca bărbat. Acum vorbim de bărbați, că eram la pușcărie cu bărbați, nu cu femei. Curiozitatea lui era, de ce te-ai părăsit? Ce are ăla și nu am eu? Era mai bun ca mine? Ce s-a întâmplat? Ce ți-am făcut? Și începea aia să-i dea peste nas. De ce să fac, bă, cu tine? Că ăsta e bun, mă rupe, mă face. Tu nu știi să mă satisfaci, mă mai și băteai, mai veneai și beat acasă, că femeia e mai puternică ca bărbatul, știu, o știți și voi lucrul ăsta. Și imediat îl traduce pe bărbat cum vrea ea. E, de acolo pleacă multe fapte violente. Mă, frate, dacă ai prins-o, sau dacă l-ai prins, nici nu trebuie să mai existe curiozitatea de ce, pentru ce. Nu. Dacă tu ai considerat că trebuie să faci lucrul ăsta, ia-ți bagajul și du-te cu ea sau du-te cu el. Nu mai începe cu întrebări, de ce ai făcut-o, pentru ce. E categorică, e orgoliul ăla și e, te macină aceste întrebări și să îi le adresezi. Dar te va distruge răspunsul. Răspunsul te va distruge și fizic, și psihic. Și mai bine nu întrebi deloc. S-a întâmplat, ok, draga mea, nici nu vreau să știu de ce ai făcut-o. Nu vreau să-mi umplu creierul cu aceste probleme. Du-te și cu asta basta. Cauți altă persoană, dar dacă nu este la fel, păi doar să-ți umpli golul ca să uiți acea persoană, o înțelegi? Pentru că să-ți mai spun un lucru. Multe persoane se împacă înapoi după ce se înșeală una pe alta. Dar știți foarte bine că o persoană când a făcut odată o greșeală, o mai face și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară, și tot așa o face. Și eu ca bărbat, dacă vine, oprim pe nevastă că mă înșeală și zic, hai, lasă, dragă, te iubesc prea mult și las de la mine, păi ce credeți că face? A, dă dragul ăsta-i fraier. O face și a doua oară și a treia, lasă-l că mă iubește, lasă, lasă, ai înțeles? Păi nu mai judeci limpede, că, Alex, că, categoric că nu mai judeci limpede, dar trebuie să te gândești la tine în primul rând. Măi, dacă ea considera că trebuie să facă lucrul ăsta, la revedere, drum bun. Trebuie să fii logic în gândire, să nu disperi în momentul că, aoleo, ce ai făcut, ce faci? Ce cauți cu ăsta în pat? Aoleo, și să disperi. Nu. No. Acolo e cea mai mare greșeală. Este cea mai mare greșeală. Mai bine pleci. Ea știe foarte bine ce a făcut și dacă are respect și bun simț, pleacă. Dacă nu, rămâne ca să-ți dea, să-ți dea versiunea ei cu tupeu. Și chiar dacă vii acasă,
Nici nu trebuie să te mai intereseze versiunea ei sau a lui. Nu, dragul meu, draga mea, hai la revedere și gata. Păi da, exact asta spuneam, Carmen, dacă ai greșit odată, n-are rost că mai greșești și a doua oară și a treia oară. Știți, e ca violența, ai făcut odată, faci și a doua oară și a treia, orice, pe lumea asta, orice greșeală, dacă ai făcut-o odată, o faci și a doua oară și a treia oară și așa mai departe, că vezi că merge. Dar dacă e atitudine din prima, nu se mai poate întâmpla. A, că îl înșeală pe altul sau pe alta, după ce pleacă, după ce e alea, e altă problemă. Dar poate nu te mai interesează ce se întâmplă, că nu mai ești cu persoana respectivă. Atunci când iubirea apare, tot trecutul dispare pur și simplu. Nu are cum să dispară, Raluca a trecut așa pur și simplu, dacă a fost dragoste adevărată. Dar în timp, da, dispare. Alexandru Bureană, salutare. Carmen, da, așa este. Găbița, îți mulțumesc mult pentru donație, îți mulțumesc din suflet. Eric, Andrei, bună seara. Hai să mergem și mai în spate. Cristian, bună seara. Deci asta e un fel de caterincă. Soțul o poate prinde în pat cu altul, dar nu admite să-l vadă îmbrăcat și în pijamale lui. Păi mai Cristian, hai să spun ceva. Dacă îl prinzi în pat cu ea, tu ai impresia că îi dă pijamale ca să culce cu el? Îi prinzi în pielea goală. Ileana, bună seara. Bună seara, Ileana Pricoda. Haideți cu share, cu share și like-uri. Share, sunteți 45 de persoane și avem decât 27 de like-uri. Da, din curbă, da. Nu faci gospodină nici din cocoș găină. Ai înțeles? Aia, asta e altceva. Părul schimbă, dar n-era vorba. Asta e cu lupul, e altceva, Carmen. Hai că vorbesc cu voi, zic asta e sigara atât de 4-5 ori. Să nu mai iau ăștia că îmi blochează contul. Sper să nu se mai întâmple. Dacă erai liber, te-ai fi însurat până acum, Diana. N-au știu ce să zic, dar pot face așa un rezumat și poate că da, poate că nu. Dar dacă era liber și aș fi avut mintea care o am acum, cu siguranță nu m-aș fi însurat până nu aș fi găsit femeia care să fie măcar pe jumătatea mea, ca și caracter, suflet și caracter și înțelegere. Dar din găină faci cocoș niciodată. Liliana Angel, bună seara. De mult timp n-ai cum n-a mai intrat, Liliana, că sunt trei seri la rând de cât tot intru. Păi, Găbița, dacă te referi la tine că vrei să fii cocoș sau la... Ba da, băi, stați puțin că teoretic poți face din găină cocoș. Știți că în multe căsnicii, femeia conduce și îl ține pe bărbat sub papuc. Știți foarte bine lucrul ăsta. Da, teoretic, dar practic n-ai cum. Dacă iubești cu adevărat, nu înșeli niciodată asta și la bărbat și la femeie. Categoric. Categoric. Că nu înșeli. Da, acum știi cum e, eu am o melodie pe care o cântă mai mulți lăutari și spune ceva de genul mă iubește cineva și mi-aduce mult noroc în calea mea. Mă iubește Dumnezeu și mereu este în sufletul meu. Deci eu am încredere în Dumnezeu că odată și odată îmi va scoate persoana potrivită în cale. Și dacă va fi să nu fie, să știți că și singur este bine. E multă armonie. Nu ai șef, nu ai cine să te comande, nu ai cine să spună unde te duci, ce faci, ce treci.
să te sune unde ești. Faci, tu ești șef pentru tine, faci ce vrei cu viața ta. Înțelegi? Să trăiești cum vrei și nu te trage nimeni la răspundere. Să știi. Acum, și femeia își are rostul ei în viața unui bărbat, așa cum și un bărbat își are rostul lui în viața unei femei. Marius, cred că tu ești îndrăgostit de cine, da? Sunt îndrăgostit, da, ți-am spus. Am trei ființe pe care le iubesc foarte mult. Dumnezeu e pe primul loc. Mama e în sufletul meu și o iubesc enorm. Și pe al doilea loc sunt aceste necuvântătoare, animăluțele. Iubesc enorm orice animăluț, nu contează. Că e și o pârlă, că e șoareci, că e. Înțeles. Dar de femeie nu sunt îndrăgostit încă, că nu am găsit-o. Sabin, Julia, bună seara. Mari și Pete, bună seara. Casandra, bună seara. Eu stau cum în Italia și eram zis, dacă te prind că mă înșel vreodată, ți-o tai să nu uiți româncă ce m-am dedicat. Carmen, cui spui tu? Asta bine mi-o spui sau... Adelina Găletaru, pocăitele nu înșală. Ai pe bune? Hai mă! Mă fac să râd, Adelina. Înseamnă că nu cunoști bine. Sedo, bună seara și multă sănătate, de aceea îți doresc și ție și la toți care sunteți pe live, vă doresc multă sănătate, fericire, atât vouă cât și familiilor voastre și la tot ce iubiți voi. Și pocăitele sunt femei și au și ele nevoile lor, cum și maicile, călugărițele. Ați înțeles, da, ce vreau să spun. Da, vedeți că like-ul și subscribe-ul și share-ul e gratuit. Haideți cu părerile voastre, întrebări, cu ce vreți voi. A, nu, măicuțele nu păcătuiesc, nu. Au centură de castitate, au lacăt pe chilot. Pe bune? Șerban, sănătate și ție ca noi, am înțeles, mi Carmen, am înțeles. Nu, e... Carmen, te rog, încearcă să folosești alți termeni. Da, nu am înțeles. Seara frumoasă și ție, Șerban, în continuare. Da, ok, poți să fii și directă, nu e o problemă. Dar bănuiesc că ești româncă, acum nu te supăra pe mine că îți spun lucrul ăsta. Ești româncă și la cum ai scris tu aici, ai mâncat multe litere, probabil nu. Maicile nu sunt pocăite categoric, dar ele prin jurământ nu au voie să umble cu bărbați. Și totuși o fac. Avelo Bactalov, CLS, bună seara, CLS. Și maicile au nevoile lor, călugării la fel. Așa că... Șerban Alex, îți place maxim de mine, sunt criminal. Sunt criminal de frumos, mă. Eu nu sunt răznicierul, riznicierul. Mulțumesc mult, te salut, tati. Oh, faci cozonac la ora asta. Oh.
Raluca, am înțeles. Ei, na, mari și Petre, nu prea. Jurământul lor spune că n-au voie să se împerecheze și o viață întreagă să trăiască în credință și rugăciuni. Ai înțeles? Așa că criminal de frumos și interesant. Mersi, Paola. Sedo, nu știu cine e Firerider ăsta, fie aici nouă, nici nu mă interesează. Tricou Versace de unde l-ai luat? A, nu vă gândiți că e de la chinezi. Nu e original sau chestii, dar nu-mi permit eu să dau bani. E de la chinezi. E o copie. Da, am fost restricționat, Ionuț, din cauza unor mesaje care nu și aveau locul pe această platformă. Dar asta este, știți cum e. Înțelegi? Ești de acolo, ieși? Ce cauți acolo? Ce ai mai băgat pe aici? Ce ai mai... Aoleu, te recomand, dar televizor. M-ați mâncat voi pe mine, Doamne! M-ați mâncat cu zile. Hai că vă bag eu într-o cușcă de aia și vă trimit în Spania, la Găbița. Să-i faci zile fripte, rugăbița, și la Paola. Totuși eu susțin că de iubit, iubești odată în viață sau mă înșel. Nu, ești înșeli. Să joacă în casă, da. Soțul sosit acasă deschide lopa, dulapul și rămâne mască. Amantul ascuns în dulap, ce te uiți, domnule, așa? Ce n-ai mai văzut o molie, da. Aolo. Nu cred așa ceva. Stai o secundă. Ce-ai căutat noi aici, mă? Când mi-ai făcut o omletă. Aolo. Bravo, tata. O să vi le dau crude să le mâncați. Crude le mănânci. A băgat ghearle cam cofragul de ouă și a băgat ghearle în câteva ouă și le-a spart. Nebunică. Nu degeaba i-am zis eu nebunică. Nu, vi le dau la... Mi-a spart ouăle, da. Patru ouă, a băgat ghearle în ele. Nu cred așa ceva. Așa îi le dau, crude. Să aibă glas. Am un singur copil, Diana, dar e mare, nu? E la casa lui, n-are nicio treabă. E deștept, nu? Lasă că ți-l trimit ție, să vezi ce deștept e. Dacă nu ți-o bate și pe Sașa la cât de mare e. Deci e mai mare. E încă o dată cât Sașa. Nebunică? Tati, hai vin aici. Nebunică? Na. Nici mă bag în seamă să joacă. Da, țin legătura cu el. Hai să spun ceva. Stai să dau răspunsul Vane. Că de iubit iubești odată în viață sau mă înșel. Măi, nu e chiar așa. Luca Topală, bună seara. Nu e chiar așa. Poți iubi de mai multe ori. Depinde acum de caracter, de tine. Dacă ai fost dezamăgită foarte rău în dragoste, s-ar putea să nu mai iubești niciodată, să nu mai ai încredere să iubești. Dar poți iubi. Deci nu e neapărat să iubești un bărbat. Nu știu, probabil tu ești femeie sau bărbat, nu știu. Acum nu e neapărat să iubești un bărbat sau o femeie. Poate nu mai iubești... omul sau femeia și iubește altceva, uite,
Sunt atâtea lucruri pe pământ pe care le poți dedica iubirea ta. Deci nu neapărat omului. Stai liniștit, Silviu Radu, îți spun eu, pisicuțele mele mănâncă și ouă fierte și omletă, să știi. Să știi, îți spun eu, mănâncă și ouă fierte și omletă. Ai înțeles? Deci parcă își cunosc meniul. Ele știu ce mănâncă și când văd că refuză ceva, știu, trebuie să dau altceva. Asta este. Da, le-am stat să vi le arăt pe alea micuțe cât au crescut ele, ca să vedeți. Și le am de o săptămână acasă. A iubirea mea, da, iubirea mea. Hai, adeți. Adeți, of, Doamne, 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 că ați luat în greutate mult în calea tot apoi ele. Tu să stai acolo, vagabondule, nebunule. Faci numai rele, să duce mănânci tu ouăle crude. Uitați-vă și voi. Ați văzut când vi le-am arătat cât de micuțe erau? Asta e fetița. Și ăsta e băiețelul. Le-am găsit abandonate și le-am luat acasă. Bună seara și ție, Carmen. Ție. Uitați-vă cât de mari au crescut. Și erau două prichindele. Ce iubire am dat. Nu știu ce stai mai aici, hai, du-te la joacă. Uitați-vă cât de mari, cât de măricele au crescut într-o săptămână. Mănâncă, m-a spart cât mănâncă. M-a spart cât mănâncă. Dar nu vei le dau la niciunul nu dau, nu dau animaluțele mele, nu dau. Odată poate pot să fac filmare cu și cu căței, să vedeți și căței. Diana, nu-ți fac miros urât în care nu, că uite la baie și fac nevoile. Și toată ziua geam, ușa la balcon stă deschisă. Înțelegi? Acum nu prea mai iese ele din casă, că e frig afară, știți cum e pisica, e friguroasă, îi place la căldură. Dar vara ieșeau. Și să vă arăt și șmecherul. Smartoiul. E bunică. Ce faci tati tu aici? E puică aici, că e nebun. Nu știu ce faci, am zis eu nebun. Mă știi, te-ai mândrit pe lăbuțe. Am mândrit băiatul pe lăbuțe. Da, ei, de ce mă împingi? Uite. Vreau să-l pup și uitați-vă cum mă împinge cu laba. Nu mă lasă, uite. Uite. De ce nu mă lasă? Ai văzut că se joacă? Lasă-l să se joace. Găbița, deci, vreau să spun că acest... Stai mă cu minte, mă. Acest băiat puternic e de două ori cât Sașa și dacă ți-l trimit, cu siguranță o bate. Ai înțeles? E, nu te împieza, mă. Da, nu, că nu te las. Nu? Hai, du-te. M-a umplut de păr. Uita și pe mine. Da, nu-mi pare rău. Casa mea e plină de păr de pisici. Și de dragoste și loialitate. Bravo, Găbița. Asta miroase. Da, dragoste a loialitate, pe când oamenii care intră în casa ta miros a infecției și a imbecilitate și perversitate. Ai uitat să... Da. Nu, e iar de dă joacă, că le-a văzut pe alea două mișcă se joacă. Și trebuie să fie și el acolo. Ce este dragostea? Brăișteanu. Dragostea este cel mai frumos sentiment lăsat de Dumnezeu. Să știi.
bineînțeles, Brăișteanu, bună seara și ție, tatălui. Așa face și pisica mea când vreau să o pup, mă împinge pe ea. Așa sunt pisicile. Se mă împrudă. Pardon. Păi, senyora, tu ai să spun ceva. Acum trebuie să ai... Dar că mi-a intrat și în păr, și în gură păr. Acum trebuie să ai neapărat animăluțe de rasă ca să le iubești. Mă înțelegi? Indiferent că sunt curcituri sau sunt maidaneze sau... vagaboante sau după stradă, e tot animalul și trebuie să-l iubești. Nu trebuie să faci diferență între ele, că aia e de rasă, aia e curcitură sau aia e maidaneză. Sunt suflete cu toți, cu toate, cu toți, și căței, pisici, sunt suflete, nevinovate. Exact. Da, a zis aiurea curcituri. Da, asta este. Categoric și mai da, păi de-aia am spus, că sunt corcituri, că sunt maidanezi, maidaneze, nu contează, îți oferă aceeași dragoste în egală măsură. Am înțeles, Silviu. Nu, nu sunt de rasă, stai liniștit. Deci tu și Gorie, da? Hai, dărâmă tu mie astea aici, hai. Sunt o persoană care iubește și animalele și semenii până la un punct. Măi, Vane, hai să spun ceva. Aș fi de acord să iubești oamenii până la un punct, dar animăluțele iubește-le necondiționat, că ele nu au cu ce să-ți greșească și sunt și recunoscătoare față de tine. Crede-mă, înțelegi? Dumnezeu, și Dumnezeu în Biblie spune, iubiți tot ce-i pe pământ necontenit, necondiționat. Nu ne spune să iubim până la un punct, înțelegi? Dar oamenii ajungi să-i iubești până la un punct pentru că realizezi că de fapt... nu trebuia să-l iubești deloc. Pentru că e fals, e pervers, egoist, și așa mai departe. Bine, nu toți. Exact. A, era consuelo, bună seara, așa este. Animalele și copiii iubesc cu adevărat, restul e niciunul, da. Consuelo, dacă mă iei pe mine de bărbat, eu nu sunt niciunul. Da, cineva mă întreba, unde le tot găsești, mă, Marius? Că eu nu le caut, eu nu caut femei să mă însor sau mai știu ce. Dar dacă apare, trebuie să vorbesc cu orice, orice femeie, orice... ființă de sex feminin, bine să aibă peste 18 ani. Trebuie să vorbesc. Poate de acolo apare dragostea, familie, relații și mai departe. Dar până acum a lăsat de dorit. Găbița, de ce răzi Găbița? Raluca, tu de ce răzi? De ce babunile sunt? Consuelo, bună seara. Narcisa, bună seara. Da, nu se știe niciodată de unde apare dragostea, da. Dragostea poate să apară de la mine. O femeie care te apreciază și... nu știe să te iubească, o poți învăța să iubească. Înțelegi? Daniela Bozoschi, bună seara!
Vă trimit cartea, nu e o problemă, nicio problemă, la toți care dați mesaj, primiți cartea în seara asta sau cel târziu mâine. Primiți cartea în format electronic, ca să o citiți. Deci dragostea de la mine trebuie să apară, dar trebuie să apară și persoana aia care să mă atragă ceva. Să fie ceva acolo care să mă atragă. Eu cred că o să mă mut pe câmp, într-un cort, cu tot cu pisicuțe, cu animale, ca să nu mai stau să fac curățenie mereu după ele. Nu? Las-o! Ca să nu mai stau mereu să fac curățenie după ele, așa poate să alerge, să facă ce vrea, să distrugă pe câmp, n-are nicio treabă. Păi fiecare zi trebuie să fac curat, când rămă oala cu mâncare. Ce la mine în casă? E de zdraie. Era fost mușcată fetița de un câine maidanez. Era sub o mașină. Noi eram în trecere și am mușcat-o de piciorul. Fetița mea are 4 anișori. Acum cred că mă înțelegi. Știi cum sunt câinii maidanezi? De-aia le și spune maidanezi, pentru că ei sunt peste tot. Și câinele se sperie de om. Și dacă te apropii prea mult de el, categoric, ăla-i locușorul lui. Aia e porțiunea lui. Și dacă te apropii mult de el, probabil el crede că vrei să-i faci rău, pentru că, să vă spun un lucru, majoritatea cățeilor maidanezi au ajuns în stradă pentru că mulți din stăpâni nu și-au dorit, i-au bătut, i-au chinuit. Și el când ajunge în stradă are teama aia de om. Și când te apropii foarte mult de el, el te atenționează. Ha, ce cauți lângă mine? Că mă sperii, mi-e frică. Îți înțeleg și ție supărarea. Dar nu trebuie să fii supărat pe acel cățel, crede-mă. Sau poate, nu știu, știi, copiii sunt copii și când vede un cățel, poate vrea să pună mâna pe el, să-l mângâie și atunci câinele înțelege altceva. Dacă a fost terorizat și a ajuns pe stradă. Și probabil de-aia, nu cred că a făcut-o intenționat câinele ăla sau fără să se întâmple ceva acolo. Nu vreau să-i super pe mine bani, înțelegi, dar nu ți le dau Paola. Ai grijă de ale tale. Eu am de ale mele. Nebunică? Băi? Hei! Hai bine aici! Hai! Hai la tati! Hai băiatul lui tata! Hai tati! Hai băiatul! Hai sus! Sus! Hai! Hai tati sus! Hai! Sus aici! Hai tati sus! Așa iubirea lui tata! Hei! Ah, nu mă mușca. Da, exact. Da, asta ziceam și eu, Găbita. Probabil a făcut-o, a vrut să o mângâie și a fost prea brusc, a dus, nu știu, ceva s-a întâmplat acolo. Știți foarte bine, câinii maidanezi sunt cei mai chinuiți. Și rar găsesc oameni care îi iubesc așa cum sunt. Fac o comparație, adică o comparație, nu știu dacă o fac bine, dar nu e bine, dar totuși o spun. Câinii maidanezi este cum sunt oamenii boschetari, care n-au casă, n-au masă, n-au unde să stea, n-au unde să doarmă și atunci își găsesc fiecare locul lor să supraviețuiască. Numai că un câine te ține minte. Îl ține minte pe omul care a dat în el sau pe cei care a dat în el și atunci își face teritoriul lui și dacă te duci brusc la el, e și normal să apuce să muște. Probabil dacă erai tu vane, probabil nu apuca să te muște pentru că te retrăgeai imediat. Da? Ca o fetiță de 4 ani, îți dai seama că... Da, așa este. Așa este Paola, de obicei copil, dar bine. Probabil a vrut să-l mângâie pe acel cățel și, exact cum v-a spus, își apără
O nouă materie la școală, să respectăm animalele. Asta ar trebui să fie și în România, dar uite că nu e. Eric, bună seara. Dragostea nu este doar o reacție chimică care are locul în corpul uman. Nu, Eric, nu. Dacă era o reacție chimică, luai femeia, stăteai o noapte cu ea, terminai, hai du-te acasă, mă duc acasă, când îți mai aduceai aminte că trebuie să-ți satisfaci nevoile fiziologice, o chemai pe ea sau te duceai la alta, asta înseamnă dragoste, o reacție chimică, înțelegi? N-ai, nu. Eram întregi fizic la mine, mă țineam de muță pentru că treceam și sau și de sub mașina a sărit la piciorul ei. Dar nu știu ce să zic, probabil rămân la aceeași părere și apăra și atribut, s-a apropiat prea mult de ea. Dar nu trebuie să te superi pe ei. Păi asta spunea în Consuelo. Câinii pe stradă sunt bătuți și vai de ei. Și exact, când consideră că te-ai apropiat prea mult, chiar dacă vrei să-l mângâi sau nu, când te-ai apropiat prea mult, e și normal să sară, să-și apere teritoriul. Și pe aici sunt lucruri de-astea. Înțelegeți? Hei. Ce ai mai găsit? Da, așa este. Păi exact ce spuneam mai adineori, un cățel maidanez care ajunge pe stradă, cu siguranță a fost chinuit și el ține minte de persoanele care l-au chinuit și l-au bătut. Dacă au fost oameni mari, se dă la oameni mari, dacă au fost copii, se dă la copii. Dacă au fost femei, se dă la femei și așa mai departe. Înțelegeți? N-a intrat. Mie mi-a adus acum ceva timp. Pe teritoriul lui, măi, Eric, dar unii câini vor să te muște, de exemplu, din celălalt capăt al străzii, doar dacă ești în trecere, fără să-l bagi în seamă. Păi, da, e teritoriul lui. Ca și noi oamenii, dacă vine cineva și intră la tine în curte, ce faci? Îl lași să intre în curte să facă ce vrea sau îl dai afară? Sau chem poliția? Sau... Nu e teritoriul tău, curtea ta sau apartamentul tău? Așa e și cu câinii, e teritoriul lui. Și după ce că s-a distrus fauna asta a animalelor, mai intrăm și noi peste ei și dacă eu nu vreau să le țin parte, dar așa este, să știți. Cu atâtea animale prin casă nu mai ai loc și de o prietenă. Ce să faci cu prietena Diana? Un prieten, dacă spuneai, mai înțelegeam. Credeți în dragoste la prima vedere? Nu cred în așa ceva, Raluca. Nu. Blocați-l pe Eric, vă rog. Găbița, dați-l pe Eric afară. Exact. N-are ce căuta aici. Pe strada mea un câine și de fiecare dată când îl văd, îi dau mâncare și cu mine se joacă. Vezi? Joacă. Și sunt persoane care îl bate și el la rândul lui, erou cu ei. Păi, exact ce spuneam. Vreau să vă spun, uite, Găbița știe, acum vreo câteva luni în urmă, mi-a adus cineva o cățelușă de undeva unde era chinuită foarte rău. Foarte drastic era chinuită cățelușa aia. Mi-a adus-o cu mașina, i-am dat drumul în curte, a fugit undeva în spate. Eu am crezut că a fugit, s-a dus pe la vecini, pe câmp, încolo. Atât de speriată și bătută era cățelușa aia. Și ce credeți? Ea nu fugise, se băgase undeva pe în spate, pe aici, pe după o clădire, într-un beci. Și încet, încet a început să iasă afară. Și încet, încet
Ok, mamă, îi dădeam să mănânce ca să vină cât mai aproape, cât mai aproape, că știți, câinele simte sufletul omului și pisica îl simte, doar că e mai perversă puțin. Oricât de mult s-ar mânca, tot ar vrea să ia, să ascundă și așa mai departe, în sfârșit. Și acum e bine, mersi, cățelușa. E foarte jucăușă. A și fătat. Nu vă spun câți ea vă fătat, că nu dau la nimeni. A și fătat. Și în fiecare zi pleacă cu mine, că eu plec cu bicicleta până la prima stație sau a doua stație și de acolo iau STB-ul. Pleacă cu mine până 15-20 de metri, mai mult nu merge, se întoarce înapoi, știe că n-are voie în șosea, că sunt mașini și o calcă, e posibil să o calce, că așa sunt nebunii care nu știu să conducă, mai calcă și animale, nu știu să oprească, dă în ele direct, n-au nicio treabă. Așa? Și când vin înapoi de la muncă, că vin pe jos sau cu bicicleta, că las bicicleta acolo la magazin, că nu ia nimeni, îmi vine iar în față. Mă întâmpină. Întrebare, ce am făcut să îmi iau bloc? Păi uite-te ce scrii, mă băiatule. Nu am permis de conducere. Și când intră Andrei, poate să vă explice el mult mai bine, că el mi-a adus-o. I-am spus atu-o, că o primesc cu cel mai mare drag. Am adus-o și în casă, i-am făcut baie, o dată la 2 săptămâni, la o săptămână aduceam în casă, îi făceam băiță. La mine animăluțele, cum intră, sunt deparazitate, spălate, oțet pe ele și scoase pe balcon ca să fugă legioanele. Și ați văzut că le țin curate și îngrijite. Nu mănânc eu ce mănâncă ele, sunt foarte răsfățate. Și căței care sunt la curte și aia sunt răsfățați. Și aia de la magazin sunt răsfățați, că știe. Dimineața eu când mă duc, ei sunt acolo. Mă așteaptă, știe, vine un nene și ne dă, cum mă vede cu bicicleta de la distanță, știe, gata. Și vine în fața mea, mă întâmpină. Doamne, nici nu am cuvinte să vă explic câtă dragoste am pentru animăluțele astea. Nu am cuvinte. Da, glume de astea te duci și faci în altă parte, Eric, cu bricege și mai știu ce. Intrați acum să vă ia în zi cu tot cu plozii voștri, dar feriți animăluțele alea inocente, așa este. Nu, mulți din ei nici nu opresc, intră în ele direct. Nici eu n-am tot zis că o să mă apuc de ore. A, nu ai, nu, ai, asta este. Și trist poate să fie spus că cel mai danez bătut scăitui flămând care aleargă speriat printre mașini, fără o destinație anume, fără nimeni pe lume, dar am spus exact ca oamenii fără adăpost, să nu mai zic altfel, sau copiii orfani, care sunt plimbați de colo-colo și chinuiți, hăituiți, abuzați și așa mai departe. Exact ca aici, uite, cel mai bun exemplu. Eu n-am fost băbășii asemănătorii, fere Alex, dar nu știu de ce mă întrebi, ce, trebuie să te duci pe acolo cumva? Eu trebuie să vă las, este 10:25. Vreau, o să aștept până la 11:30 să văd dacă îmi deblochează contul pe TikTok și să intru puțin și acolo, cam o oră, două, după aia să mă bag la somn, că mâine la muncă, să înțeleg, să trec pe acolo, să hrănesc. Acolo, păi da, Vane, da, e. Nu trebuie să fii supărată. Crede-mă, nu trebuie să fii supărată. Ia un animăluț în casă, poate nu ai. Ia o pisică sau un câine.
și urmărește-l cu atenție. Lasă-l pe el liber, nici să nu-l bagi în seamă. Deci nici să nu-l bagi în seamă, pe pisică sau câine. Nici să nu-l bagi în seamă. Și urmărește-l cu atenție. Și ai să rămâi foarte, cum să spun, foarte plăcut surprinsă. Deci ai să vezi la acel animăluț. Că au fiecare abilitățile lor în parte, crede-mă. Eu nu vreau să te conving acum că... Ok, eu... Urmărește pisica să vezi ce face o pisică. Mai ales când ești bolnavă, Vane. Să vezi ce face o pisică când ești tu bolnavă. Raluca, bună seara, o noapte frumoasă îți doresc și ție. Mulțumesc mult că apreciezi discuțiile noastre aici. Dar asta trebuie să vă spun și eu. Să fiți iubiți de cei dragi vouă. Să fiți cu minți și cu minte, Eric. Da, așa este. Mereu omul s-a crezut superior, dar nu e așa. Doar s-a crezut. Pentru că diferența, știți care e, între animal și om? Omul poate să vorbească, animalul nu. Omul e dobitoc, animalul nu. Omul animal, aceste ființe nu. Și sunt multe exemple pe care aș putea să le dau. Bine, nu îi băgăm pe toți în aceeași oală, dar majoritatea oamenilor exact, Consuelo, da. Bun. Să fiți cu mine și cu minte, Eric. Și ne vedem și mâine seara. Nu nicio problemă, Vane. De-aia avem această platformă. Vorbim și bune și rele și... Na. Sunt și încerc să fiu... Îmi cer scuze față de voi. Și ne vedem și mâine seara. Găbița, o seară frumoasă să ai. Vezi că te sun imediat după ce închid Găbița, să vorbesc puțin cu tine. Și după aia aștept pe YouTube, pe TikTok, să văd dacă mi l-a deblocat contul. Noapte bună tuturor și un somn cât mai pufos.